Domnilor și doamnelor, onorați invitați. Dați-mi din muzica, da, eu de aici. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu în mijlocul vostru, atâtor oameni de valoare, din mediul profesional și sportiv. Participarea la competiții sportive presupune o muncă asiduă și perseverență, disciplină și rigurozitate, fair play și respectarea regulilor. În cadrul acestei instituții, munca de poliție și sport au nevoie de modele care să poarte ca o ștafetă voința de încredere, puterea de a face lucruri mai mari în plan profesional și sportiv și în interesul cetățeanului. Un asemenea eveniment comemorativ reprezintă o sursă de inspirație atât pentru tânăra generație cât și pentru vârstnici. Există aici oameni dispuși să-și angajeze resursele, timpul și energia și de a construi un astfel de proiect. Le mulțumesc tuturor! Efortul lor merită apreciere, respect și trebuie să ne facă mai conștienți de potențialul pe care îl avem. Vă rog ca înainte de a oferi premiile pentru evenimentul la care ne-am adunat astăzi, să-mi permiteți, în calitate de președinte Asociației Sportive din AMO, să ofer managerilor și colaboratorilor din cadrul IPJ Alba câte o diplomă simbolică, o dovadă a faptului că atunci că totuși apreciem munca lor, faptul că ne reprezintă și ne susțin în activitatea sportivă. Cu acestea fiind spuse, aș vrea să acord o primă diplomă domnului inspector șef a Inspectoratului de Poliție Județean Alba, care, din păcate, nu a putut să le onoreze cu prezența, o punem deoparte și o dăm la sediul inspectoratului. O altă diplomă pe care o dăm cu mult drag pentru sprijinul pe care ne-a acordat este domnului comisar șef de poliție Fita Sorin Silviu, președintele IPA Regiunea 1 Alba, care ne-a sprijinit de fiecare dată și căruia îi mulțumim. O altă diplomă de merit, de apreciere, o acordăm domnului colonel în rezervă, Ioan Ilea Ilie, pentru aceleași activități și contribuții. Mulțumesc, domnule! O jumătate de minut, vă rog. Îi mulțumesc lui Vasile. Personal organizez aceste activități de peste 16 ani și este prima diplomă care o primesc. Sincer, mă emoționează. Vă salut pe toți! Mai acordăm o diplomă din aceleași considerente celui care ne ajută de fiecare dată atunci când avem diferite deplasări, domnului comisar de poliție Cotes Horia Mihai, contabilul șef al unității. Îi mulțumim și pe această cale. Președintele Apolul Malva. Pentru că am emoții, nu mi-am scris aici pe foaie câteva chestiuni, da. În acest context, doresc să transmit cele mai sincere felicitări și urări de bine tuturor celor care participă la cultura fizică și sport. În mod special, în calitate de președinte a asociației sportive constituite la nivelul inspectoratului de poliție județean Alba, salut în această zi perseverența, abnegația și onoarea civică de care au dat dovadă polițiștii care în ultimii ani au făcut parte din echipa reprezentativă a inspectoratului de poliție județean Alba. Sportul de performanță presupune muncă și dăruire de sine, atât din partea sportivilor, cât și din partea echipei tehnice și a managerilor acestora. Pentru a ajunge la un nivel de a obține competitiv performanțe care se permită participarea la turneul final al campionatului de minifotbal organizat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sau la finala campionatului de minifotbal
al firmelor și instituțiilor din România, un sportiv parcurge un traseu foarte greu și de foarte multe ori nebăgat în seamă și neapreciat. Acești colegi sportivi au făcut sacrificii și eforturi mari, inclusiv financiare, pentru a atinge nivelul de performanță dorit și au avut puterea și de a ne reprezenta cu plăcere, cinste, mândrie și onoare instituția Poliției Române și în general și IPJ Alba în special, aducând prin aceasta un plus de imagine instituției din care fac parte. În acest context, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să apreciem ca președinte Asociației Sportive Dinamo pe cei care și-au adus aportul. Acordăm diploma de apreciere domnului agent șef de poliție Dobre Ioan Florin, Poliția Sebeș. Nu știu. Acordăm această diplomă de apreciere domnului agent de poliție Neamț Rareș, de la Biroul de Investigație Criminală a Poliției Municipiului Alba Iulia. Performanțele se obțin din eșecuri. Fiecare eșec am învățat câte ceva și el este unul din cei care ne-a dus pe drumul ăsta. Acordăm diploma de apreciere domnului agent șef de poliție Onoș Ștefan Dacian, de la secția 2 Vințul de Jos. Agent șef adjunct de poliție română Gheorghe, de la Poliția orașului Cugir. Dacă este cineva, poate să-i urcăm că te rog frumos. Domnului agent șef adjunct de poliție Mocan Răzvan Dionisie, de la Poliția Abrud. Aceste diplome și le acordăm în continuare celor care astăzi fac parte din echipa inspectoratului și care au adus în aceste an performanțe. Unul dintre ei este agent de poliție Roman Marius, de la Poliția Teiuș. Poliția Aiud, scuze. Domnul agent de poliție Mucea Paul. Principal de poliție Napău Dan, de la Poliția Sebeș. Poliție Moldovan Andrei, de la Poliția Vlaj. Secția 6 și 3. Domnule agent principal de poliție Maximae Mihai Vasile. Sas Alba astăzi. Thank you.
poliției Coroiu Marius, de la secția Vinți. Principal de poliție Boluc Daniel Vasile, de la Biroul de Investigație Criminală a IPJ Alba, a Poliției Municipiului Alba. Și domnul agent de poliție Bleza Adrian, de la Poliția Rutieră Alba. Mulțumesc! Mulțumesc încă o dată tuturor și vă rog să-i aplaudați că merită!